Configurează routerul astfel încât PC-ul să-și obțină IP address prin DHCP, NAT cu overloading sau port address translation și static NAT astfel încât HTTP serverul de pe server 0 să poată să fie accesat de pe PC 1. Cel mai probabil, deși nu se specifică aici, se va folosi IP-ul public 1.0.0.1 pe portul 80 pentru accesarea acestui server HTTP de pe 172.16.0.2, IP-ul serverului 0. Hai prima dată să vedem ce putem să facem. Am pus IP address deja pe server, am pus IP address deja pe PC 1.0.0.2 cu default gateway 1.0.0.1. PC-ul și laptopul își vor obține IP address-uri din range-ul acesta de la 172.16.1.1 până la 1.2.5.5 și hai să dăm drumul la treabă. Va trebui să intrăm pe router, să configurăm prima dată IP-uri pe interfețe. Gigabit 0.0 este interfața interioară rețelei cu IP-uri private. 172.16.0.1 cu /16 și mai departe interfața Gigabit 0.1 are un IP address care simulează până la urmă un IP address public 1.0.0.1 cu /8. Ok. Configurăm serverul de DHCP. Network 172.16.0.0 cu 255.255.0.0. Default router 172.16.0.1 și DNS server 172.16.0.2, să spunem că ar fi acest server, da? Bun. Acum trebuie să respectăm acel range pe care îl avem indicat. Și pentru asta va trebui de fapt să excludem range-ul de dinainte și range-ul de după din întreg /16ul pe care noi îl avem în rețeaua privată. IP de DHCP excluded address 172.16.0.0 până la 172.16.1.0. Da, și IP de DHCP excluded address de la 172.16.2.0 până la 172.16.255.255. Ei bine, în momentul acesta suntem gata să configurăm PC-ul și laptopul cu obtain IP address automatic sau cu DHCP, așa cum este interfața aceasta grafică din Packet Tracer și vedeți că IP-ul obținut este chiar primul din acest range 172.16.1.1. În rest, restul setărilor sunt ok și aș putea să verific cu ping la PC1, cel care ar cam trebui să fie în rețeaua publică. Acum, bineînțeles, dacă el chiar s-ar afla într-o rețea publică și nu una de test, nu ar răspunde la ping, pentru că IP-urile private, cum este și 172.16, sunt filtrate și de către mine ar trebui să fie filtrate și de către provider. Dar eu mă aflu într-o rețea de test și pentru a nu merge mai departe cu necunoscute, aș putea să verific acest ping, dacă funcționează. Și după aceea merg mai departe și fac network address translation-ul. Da, funcționează. NAT cu overloading, așadar, prima dată trebuie să definim prin intermediul unui access list și o să punem un access list standard numeric, range-ul privat de adrese. Access list 1, permit 172.16.0.0 cu wildcard mask echivalent cu /16. Regula de NAT, IP NAT inside, source list 1, interface gigabit 0.1, overload. Da? Este până la urmă o comandă care poate să fie citită și este self-explanatory în limba engleză. Se face NAT din inside, adică din rețeaua locală, pentru toate pachetele care fac match pe lista 1, adică toate pachetele care vin cu IP sursă, un IP din range-ul acesta, și mai departe se forwardează cu overload, folosindu-se IP-ul configurat pe gigabit 0.1, care va trebui să fie configurat în outside. Și acum asta și vom face. Ne vom duce pe interfața gigabit 0.0, IP NAT inside și interface gigabit 0.1, IP NAT outside.
Veți vedea că în real life, când dăm IP not inside sau outside pe una dintre interfețe, prima comandă de genul IP not inside sau outside pe una dintre interfețe, va dura destul de mult până când voi recăpăta acces la linia de consolă să dau următoarea comandă. De ce? Pentru că routerul gândește și pornește procesul NAT în momentul acela și gândește puțin mai mult și de aceea îmi dă cu întârziere puțin acces la linia de consolă. Este și întrebare capcană la certificare, când și cum se pornește procesul NAT. Răspunsul este atunci când configurezi prima interfață ca făcând parte din inside sau din outside. Ăla este momentul. Nu când dau această comandă. Da? Ok. Hai să vedem și în modul simulation efectele configurării NAT-ului cu overloading. Voi filtra doar după ICMP și voi da un ping de la PC0 din nou la 1002. Mesajul ICMP ajunge la router, iar routerul va modifica din IP source 172.16.1.1 în 1001 și vedeți aici toate explicațiile. The packet is going from an inside to an outside network. The device looks up its NAT table for the necessary translations. The packet matches an inside source list and creates a new entry for source local address. The device translates the packet from local to global addresses with a matched entry. Da, asta ce înseamnă? Face translația de la 172.16.1.1 la 1.0.0.1. Bineînțeles că va face și o memorare, dacă vreți să-i zicem așa, în tabela NAT, show IP NAT translations. Bun. Unii dintre voi o să se întrebe ce este numărul acesta. Acesta este un câmp care se numește BE, este echivalent cu identificatorul unic al fiecărui pachet ICMP, nu este port number, ca în cazul TCP sau UDP, dar trebuie să știți că și pachetele ICMP trebuie să aibă aici un număr, da, echivalent numărului de port, dacă vreți, un număr așadar care identifică pachetul ICMP în mod unic față de celelalte. Pe baza acestui număr va putea să fie făcută translația inversă atunci când se întoarce pachetul de răspuns de la PC1 cu IP destinație 1001, da? Astfel încât să poată să fie forwardat numai către IP-ul acesta și nu către vreun altul din toată rețeaua mea, care poate să fie chiar foarte mare. Punctul numărul 3. Static NAT, astfel încât serverul HTTP să poată fi accesat din internet. Este vorba despre un așa numit port forwarding, pentru că nu voi face static NAT folosindu-mă de alte IP-uri decât am la dispoziție și voi face static NAT de pe un port pe altul. Hai să vedem. Din Configure Terminal, comanda este IP NAT inside source static. Și o să putem să dăm un semn întrebării și să ne gândim exact ce ar trebui să configurăm aici. Am spus că facem un port address translation al tuturor pachetelor TCP, da? TCP, IP-ul, bineînțeles, de inside local va fi 172.16.0.2 al serverului. Portul va fi portul 80, după care inside global-ul. Inside global este 1.0.0.1 pentru că este IP-ul public translatat tot timpul, care este translatat din IP-ul privat. Bun, iar aici eu voi putea să pun orice port îmi doresc. Bineînțeles că s-ar putea portul 80 deja să fi fost configurat pentru alte servere din interior de aici, așadar aici aș fi putut să pun 8080 sau eu știu orice alt port. În cazul acesta, dacă nu este luat, îi voi pune totuși 80 și voi lăsa în felul ăsta translația. Așadar, comanda asta ce zice și ce configurează? Păi zice în felul următor. Tot ce îmi vine către 1.0.0.1 pe portul 80, destinație bineînțeles, translatează-mi în interiorul rețelei cu IP destinație 172.16.0.2 și portul 80. Și bineînțeles că și translația directă este adevărată, adică tot ce pleacă de pe portul 80 de aici, de la server, va fi translatată în interior. Dar adevărul este că nu va pleca nicăieri în mod spontan de la server către exterior de pe portul 80. Cel mult ar pleca de pe un port client și nu de pe un port server. În fine, hai să vedem dacă funcționează
această regulă, ne ducem pe PC1, pe web server, 1.0.0.1, scriem aici, portul, eventual port 80, și în felul acesta vedem că putem să accesăm pagina HTTP a serverului 0. Ei bine, aceasta a fost tema. Putem să o complicăm mult mai mult, putem să facem astfel încât serverul 0 să fie într-un volan separat, ceea ce lasă-l considerăm cu IP-uri publice și așa numit DMZ. Putem să facem foarte multe variații la această temă. Înțelegeți, prima dată, bine de tot, toate lucrurile care se întâmplă aici și mai departe, sky is the limit. Veniți pe canalul nostru de Discord, veniți la cursurile noastre, veniți și înțelegeți într-un mod aprofundat lucrurile pe care noi le predăm, astfel încât voi, în momentul în care vă duceți în real life, să nu aveți absolut nicio problemă să faceți astfel de lucruri care până la urmă sunt considerate foarte, foarte simple. Mai avem o întrebare. Poate laptopul să fie configurat cu 172.16.1.0? Poate el comunica în rețea cu IP-ul 0 pe ultimul octet? Și răspunsul este da, poate să fie configurat cu 172.16.1.0, dat fiind faptul că acest IP 172.16.1.0 nu are toți biții de host pe 0. Vă rog frumos să încercați voi chestia asta, puneți voi IP-ul de mână static 172.16.1.0, bineînțeles cu subnet mascul /16, și mai departe dați un ping la PC1. De unde luați această rețea? Intrați pe canalul nostru de Discord, în grupul de CCNA public, găsiți această temă, acest fișier salvat pentru PacketTracer, iar dacă nu știți cum să accesați PacketTracer-ul și cum să-l downloadați, într-un video anterior am descris pas cu pas cum se face acest lucru. Este simplu, vă faceți un cont pe NetAcad sau pe Skills for All și de acolo puteți să-l downloadați. Vă doresc succes!